distanță de judecată. Dar când mă tai ne-ai zis praga fraleic, nu ți-e nimeni niciun coptel. Mă ta singur mi-ai zis, nu era valetră. Noi am făcut graficul dintre vedere și dar piedicilul a luat de 3 ani, a luat fata și... Nu știu care e problema, ce trebuie să fac. Ați dat documentele în judecată și ați scotrat judecată și ați sfârșit. Care e problema? Dar Felice a obținut vreun document la primărie ca să iasă cu copilul? Mata dumneavoastră cine? Oleg Bregă de la Curaj TV. Mata nu știu, nu-ți vrea să știu. Femeia ce a obținut document de la primărie ca să poate ieși cu copilul din țară? Asta e chideți ușa că e pandemie. Da bun, și dacă e pandemie cine încălcați drepturile, gata, nu mai avem drepturi, nici nu ne informăm? Mata nu știu. Eu m-am prezentat, Oleg Bregă. De la Curaj TV. I-ați dat documente ca să iasă cu copilul din țară? Nu i-am dat niciun document. Am înțeles. Și nu puteți să vorbești calm și liniștit chestia asta, trebuie să răstești așa? Ghenaide, e chef. De unde ai luat chestia asta? Ești persoană publică omului, ești plătit din bani publici. Cum n-am drept să te filmez? Și te filmez acasă, eu filmez la primărie. Nu așa trebuie să reacționez un ales al poporului. Salariul pe care îl primești e din bani publici. Dar de ce nu vrei să mă știi? Sunt cetățean, contribuabil și eu ca și ceilalți. Cu toți cetățenii trebuie să vorbești așa. Și chiar dacă nu sunt cetățeni, sunt ființe umane și au aceleași drepturi. Libertatea de exprimare e un drept fundamental. Funcționarii publici trebuie să-i respecte. Asta e mașina primăriei sau e a dumitale personală? Asta e solicitare de informație. Nu vrei să răspunzi la solicitarea mea de informație? Garajul primării. Toaleta primării. Stol de accesibil primăria, biroul primarului chiar jos la parter. Numai că primarul e cam nervos. Dacă n-ar fi participat și el, n-ar fi fost atât de nervos. Înseamnă că ceva are de ascuns. Dar ce te spun? El zice că nu a dat niciun document. Duce mie ca să nu ție nicio fată, nică. Ei, încercat el să se liniștească, dacă așa o decis instanța... El m-a liniștit, el... Dar nu știu cum a făcut Felicia să scoată copilul din țară fără documente de la... Nu știu cum a făcut eu. De la primărie. Eu fi dat vreun document că soțul nu există sau ceva de felul ăsta. Cum a putut ea să scoată copilul fără acordul tatălui? El a dat un document că el a murit, oricine te iei documentul, da. Are ce ți-ai dat un document de aici. Coscos. Eu știu că n-am lucrat la Italia, Doamne ferești, nu puteai trece copiii ea. Eu am lucrat, dar eu nu știu cum, eu i-am zis lui Serioza, dacă o te prinde, nu te prinește, nu. Fie că ies o duc. Nervoase persoane. Pe unii îi priniți în pauza de masă, dar pe alții nu, da? Asta se numește discriminare. Tot de tet, ea vrea să se vadă copilul. Nu, să-i faceți program de întrevedere. Eu mă duc la Italia, dă-i document, că am drept. Eu mă duc la Italia. Dar păi, cum să mă duc la Italia? Cine cu mine mă aștept? Dar voi de ce ați dat-o? Hai să vină ora 1, acum e masă. O să-i faceți program de întrevederi, doamne? Dar cine să-i facă dacă mama copilul urmă? În cine să putem discuții? Păi nu trebuie discuții. Trebuie emis un grafic, nu? Azi, nu cu asta se ocupă asistenții sociali? Da, azi vine sau ora 1, acum e masă. Dar să nu vinem degeaba, de asta întrebăm. Nu să-i facă, asta e precis. Da, ai văzut că dar de unde să o luăm, că e în Italia. Ca pleacă, vieți, e așa e ca tipul.